Jurnalele RTT. Doi băieți sunt cercetați în cazul incendiului ce a avut loc în 9 octombrie în pasajul subteran din centrul civic al Brașovului, incendiu în urma căruia au fost create mai multe pagube materiale. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Biroul de Investigații Criminale, fac cercetări în cauza penală deschisă, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Activitățile operative pe care polițiștii le-au efectuat până la acest moment au dus la identificarea a doi tineri de 13 ani, respectiv 14 ani, ambii din municipiul Brașov, față de care cercetările sunt continuate în vederea stabilirii participației fiecăruia și conturării situației de fapt, precizează reprezentanții IPJ Brașov. La finalizarea tuturor actelor de investigare vor fi dispuse măsurile legale. Un băiat de 15 ani a fost arestat preventiv în calitate de inculpat într-un dosar penal în care minorul este bănuit că a comis un viol. Atenție, detalii cu impact emoțional. Victima pe care inculpatul a dus-o sub amenințări într-o zonă împădurită are o vârstă și mai fragedă de numai 13 ani. În după-amiaza zilei de 13 octombrie, o persoană de sex masculin în vârstă de 15 ani a amenințat-o și constrâns-o pe persoană vătămată minoră de 13 ani să se deplaseze cu acesta într-o zonă împădurită din proximitatea centrului municipiului Brașov, unde acesta a întreținut acte de natură sexuală neconsimțite cu persoana vătămată minoră în cauză. Inculpatul a fost reținut în data de 14 octombrie 2023, iar următoarea zi, pe 15 octombrie 2023, judecătorul Drepturilor și Libertăți din cadrul judecătoriei Brașov ne-a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Pentru că este un caz în care sunt implicați doi minori, vorbim de o speță foarte delicată. Din acest motiv, instanța a dispus măsura arestării preventive după multe ore de audieri. Un profesor a fost reținut de polițiștii brașoveni după perchezițiile domiciliare de luni dimineață, din dosarul penal ce vizează infracțiuni de luare de mită și dare de mită. Perchezițiile au fost efectuate la o școală post-liceală de asistente medicale, o fundație, dar și la reședința unei persoane fizice, fost cadru didactic al școlii post-liceale, unde existau informații că s-ar afla obiecte și înscrisuri ce au legătură cu infracțiunile cercetate. În cauza penală instrumentată de polițiști, ca urmare a delegării de către procurorul din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Brașov, se efectuează cercetări cu privire la un bărbat de 30 de ani care, în calitate de profesor al școlii post-liceale, a pretins și primit fără drept, în mod repetat, în perioada 2021-2023, sume de bani de la cursanții unității de învățământ private, în scopul de a-i promova pe aceștia la testele și examenele aferente disciplinelor predate de către cadrul didactic. 13 persoane au fost citate și audiate ca martori și a fost pus în aplicare un mandat de aducere, în urma căruia procurorul a dispus față de persoana bănuită măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Suspectul este încarcerat în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă de la IPJ Brașov și urma să fie prezentat procurorului pentru a dispune alte măsuri preventive. Pensionarii care nu au folosit tichetele de călătorie acordate într-un an ar putea să primească bani la începutul anului următor. Deputatul liberal brașovean Gabriel Andronache a înregistrat în aceste zile în procedură parlamentară la Secretariatul General al Camerei Deputaților o inițiativă legislativă prin care pensionarii care nu utilizează toate taloanele, prin care beneficiază de gratuitate sau reducere, să poată primi bani în schimbul tichetelor nefolosite. Inițiativa a venit din partea Organizației Seniorilor Liberali. O astfel de inițiativă legislativă vine să valorifice, practic, dreptul pe care pensionarii din România îl au cu privire la exercitarea sau realizarea acestor călătorii CFR, însă din statisticile pe care le avem la dispoziție rezultă că aproape 80% din aceste călătorii rămân nevalorificate. Deci dreptul nu este valorificat. Și atunci căutăm ca la nivel de legislație primară să instituim posibilitatea pentru stat de a transforma
aceste tichete pe care le au la dispoziție pensionarii într-un drept de a primi banii rămași necheltuiți să fie puși la dispoziția pensionarilor. Parlamentul ar urma să adopte actul normativ prin care pensionarii vor beneficia de acest drept, pentru ca fiecare pensionar să poată primi suma corectă în prima lună a anului următor, după ce nu a folosit un anumit număr de tichete, va fi nevoie mai departe de un set de norme de aplicare. Aceste norme vor stabili cât trebuie să primească fiecare persoană în funcție de numărul de călătorii rămase neefectuate și de alte criterii care ar putea fi stabilite ulterior adoptării actului normativ. Vă amintim pensionarii aflați în evidența Casei Naționale de Pensii Publice, precum și cei aflați în evidența caselor sectoriale de pensii, primesc anual 6 tichete de călătorie cu 50% reducere. Sunt și beneficiari ai unor legi speciale care primesc 6 tichete pentru călătorii gratuite. Din această săptămână începe instalarea a 15 stații de încărcare a mașinilor electrice și a celor hibrid cu sistem plug-in, finanțate prin administrația Fondului de Mediu. Prima stație va fi montată în parcarea multietajată din Poiana Mică și va avea două puncte de încărcare, unul de 100 de kW și unul de 22 de kW. Continuăm programul nostru de a transforma Brașov într-un oraș prietenos cu mediu, un adevărat oraș verde. De mâine începem lucrările de montare a încă 15 stații de încărcare a autoturismelor electrice și a celor hibrid cu sistem plug-in, care se adaugă celor 24 deja funcționale. În 18 octombrie va fi dat ordinul de începere a lucrărilor pentru amplasarea primei stații de încărcare a mașinilor electrice în parcarea multietajată din Poiana Mică, parte a pachetului de 15 stații finanțate de administrația Fondului pentru Mediu. Aceste stații vor fi instalate în principal în parcările publice și în zona terminalelor de transport. Prima stație unde vor începe lucrările din această săptămână este cea din parcarea multietajată din Poiana Brașov. Cele 15 stații vor fi instalate în parcările multietajate din Poiana Mică și Regina Maria, în terminalul de transport RATBV Poienelor, în parcările de la Gara Brașov din zona fostului stadion municipal și de lângă terminalul de transport RATBV Rulmentul. Valoarea contractului pentru cele 15 stații de încărcare a autoturismelor electrice este de aproape 1.900.000 de lei fără TVA. Primăria are în implementare un proiect de dezvoltare a unei rețele de aproximativ 250 de stații de încărcare amplasate în zonele intens circulate, în cartiere, în stațiile de taxi și în parcările publice, prin care municipalitatea îi sprijină pe posesorii de autoturisme electrice. În municipiul Brașov sunt înregistrate 999 de autoturisme electrice și 4450 de autoturisme hibrid, dintre care o parte semnificativă sunt cu sistem plug-in. În etapa cu numărul 8 din campionatul celui de-al treilea eșalon fotbalistic, ocupanta poziției a treia din seria a cincea, Olimpic Zărnești, antrenată de Mihai Stere, avea ca obiectiv a treia victorie consecutivă. Sâmbătă pe stadionul Celuloza au venit de această dată albi-roșii de la Șepși OSK Sfântul Gheorghe, echipa satelită a reprezentantei Superligii României. Oaspeții pregătiți de Valentin Suciu ocupau locul 4 înaintea acestei partide, iar capitanul lor este portarul Mițui. Partida s-a terminat cu scorul de 5-3 în favoarea echipei din Zărnești, care în urma acestei victorii a urcat pe poziția a doua în clasamentul seriei. Felicit jucătorii, nu mă interesează poziția în clasament, mă interesează jocul următor. Credeți că sunt șanse să veniți cu punct sau puncte de la Odorhei? Cu siguranță ne vom pregăti și vom merge acolo să jucăm fotbal în primul rând și de ce nu să aducem puncte la Zărnești. A fost un spectacol reușit astăzi la Zărnești. Spectatorii cred că s-au bucurat de numărul mare de goluri marcate și bineînțeles de victoria echipei din Zărnești. Ce să vă spun, Sepsi e o echipă foarte bună, fac pregătire zi de zi,
mulți dintre jucătorii de acolo fac stâmp prag la de a debuta la echipa mare de la Sepsi. Le urăm succes în continuare și noi să ne vedem de jocurile noastre, să câștigăm în continuare și de ce nu să intrăm în play-off-ul Ligii a 3-a. Urmează o deplasare la Odorheiu Secuiesc. Cum vedeți acel meci? Da, pregătim ca și pe celelalte, ca și până acum. O echipă foarte bună, Odorheiu Secuiesc, un antrenor din Brașov, Luci Nicolau, jucători din Brașov, foarte bun fotbalist care joacă acolo. Sperăm să facem un joc bun și să scoatem un rezultat bun la Odorheiu Secuiesc, care să ne mențină în, la sfârșitul turului în play-off-ul Ligii a 3-a. În etapa următoare, zărneștenii vor juca în deplasare cu echipa din Odorheiul Secuiesc, formație situată acum pe poziția a patra, iar Șepși va primi vizita liderei din Câmpul Lung Muscel. Jurnalele RTT.